Îmi pregătesc bagajul pentru fermă. Sincer, nu știu ce mă așteaptă acolo. Încerc să-mi iau niște lucruri care sunt destul de comode și care cred că o să le folosesc, dar recunosc că încep să am așa emoții, pentru că cu siguranță va fi ceva nou pentru mine. Ultimile tricouri și bagajul pentru fermă este aproape gata. Da, eu cred că în fond o să învăț. De fapt, cu siguranță o să mă adaptez, pentru că eu sunt obișnuită, adică m-am mutat în așa de multe țări de când eram mică, din Israel în Belgia, din Belgia în România, România, UK, UK, Los Angeles, da. Înapoi în Israel și da. Toată viața mea m-am mutat într-un loc în altul și da. Deci am încredere în mine și faptul că o să fie bine. Nu lipsesc nici bocancii. Bocancii care cred că sunt cei mai importanți, e cel mai important accesoriu vestimentar din fermă. Pentru că vom avea foarte mult de muncă. Este o provocare pentru mine această șansă. Este un reality show unde vei fi departe de toate lucrurile pe care le faci zi de zi. Vei fi departe de familie, vei fi departe de prieteni, vei fi departe de viața pe care o trăim cu toții în fiecare zi, libertate, să mergi în unde vrei. Asta a fost ultima ședință de yoga înainte de plecarea mea spre fermă. Sper din suflet să pot să practic și acolo, deși știu că va fi nu va fi ușor și vor fi foarte multe obstacole, dar totuși este foarte important să rămân echilibrată, iar yoga, această știință minunată, m-a ajutat și m-a transformat în bine. Dat fiind faptul că aceste pregătiri m-au cam obosit și ultima zi petrecută acasă, am fost pe la părinții mei, mi-am luat la revedere, le-am spus că voi fi cel mai bun. Dimineața am fost și am călărit, iar acum mă voi duce la aerodrom unde voi face un tur cu avionul deasupra Brașovului. E un lucru care mă relaxează. După care voi veni, dormi și mâine voi intra în fermă. Mă ajut? Are you helping me do the luggage? Da. Thank you. Ne vedem la fermă! Pa, pa! Cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.